Grătarele au fost încinse încă de la primele ore ale dimineții la băile herculane. Zeci de comercianți veniți din toate colțurile țării sunt la dispoziția sutelor de turiști din stațiune. Dacă vă plac produsele 100% tradiționale sau produsele eco, puteți veni la zilele orașului Herculane. În aceste zile, comercianții au venit din toate zonele țării pentru a vă aduce pe masă cele mai bune produse. Prețurile au rămas aceleași ca și anul trecut. Avem aici halvița tradițională, care toată lumea știe, făcută după rețeta tradițională cu miere, ciocolată de casă, turtă dulce, frigărui, ceafă, cartofi prăjiți, pește. Merge? Merge puțin. Merge că e vremea bună. Turiștii veniți la tratament și relaxare s-au strâns în centrul orașului pentru a marca așa cum se cuvine evenimentul. În Gorj ne simțim foarte bine, foarte frumos și în anii trecuți tot la fel de frumos a fost. Acum, mâine. Special pentru zilele orașului? Da, special am venit în Gorj, da. Special. Manifestările vor aduce în stațiunea de pe Valea Cernei și cei mai în vogă artiști ai momentului. Evenimentul va fi presărat din belșug și cu momente de folclor. La băile Herculane, în aceste zile, distracția este întoi. Pe scenă vor urca artiști precum Nicu Novac și Andreea Bălan, iar duminică seara spectacolului se va încheia cu un grandios foc de artificii. Pe scenă vor mai urca și Talisman, Carmen Trandafir, DJ Rino și Silvia. Evenimentul se va încheia duminică noaptea.